Bună ziua, doamnelor și domnilor! Încheiem această duminică frumoasă cu o partidă de fotbal în sală, aici la complexul Futsal Arena din comuna Ciorescu, unde se întâlnesc selecționatele sub 19 ani a Republicii Moldova și Turciei. Și în câteva momente, centralul, iată, Denis Ivlev din Republica Moldova, Bachi Enes Bashbuk Urkut cu numărul 12, numărul 3, și iată acum turcii deschid scorul așa cum s-a întâmplat și în meciul precedent, parcă după o fază trasă la Indigo, înscrie Mustafa Egebilim. Exact același lucru a făcut-o și ieri, chiar în debutul repritei secunde. Iată cât și de data aceasta jucătorii din țara Semilonei, Efe Canos Demir. Iată acum ce ocazie și înscriu din nou turcii prin Isa Haredi. A ricoșat balonul în fața lui Vlad Sladinski, care pur și simplu l-a depășit. Și iată că lucrurile se complică pentru naționala noastră. Am văzut-o și în partidele precedente și iată în acest moment Denis Ivlev fluieră finalul primei reprize, iar Isa Halidi a mărit avantajul și iată în acest moment Ahmed Ilmaz duce scorul la 3-0 pentru naționala Turciei. Turcii sunt acum cu mari șanse să plece. Să urmărim însă această fază periculoasă și ce gol înscrie naționala Turciei. Este de departe cel mai frumos gol înscris până acum în aceste trei amicaluri, reușit chiar de fundașul Emin Ardadogan. Vlad Sladinski, încercăm un contraatac, însă turcii s-au repliat destul de repede și iată-l acum pe Vladislav Cotelea, care reduce din diferență și înscrie primul gol pentru selecționata Republicii Moldova în cel de-al treilea amical contra naționalei similare a Turciei. Iată că Vladislav Cotelea probabil acuză în continuare dureri la piciorul drept și turcii acum pornesc pe contraatac. Șut și este gol! Ne-au surprins foarte repede pe contraatac Burhan Tuzun și duce scorul la 5-1. Însă în aceste clipe se fluieră finalul acestui meci și finalul celui de-al treilea amical susținut de naționala Republicii Moldova sub 19 ani contra selecționate similare a Turciei.